Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru săptămâna 20-26 septembrie 2021. Etalare pentru Zodia Capricorn, ascendent lună în Zodia Capricorn. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un comment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Energia principală a săptămânii vine cu șaptele de monede care aduce o așteptare. Aveți răbdare, vreți să se întâmple ceva în săptămâna aceasta. Ați oferit tot ce ați avut de oferit într-o relație de dragoste sau pentru persoana iubită. Timp, atenție, sprijin, în orice fel, și acum vreți ceva și din partea persoanei iubite să vină. Adică aveți și dumneavoastră nevoie de atenție, aveți și dumneavoastră nevoie de a simți iubirea persoanei iubite, dar văd că este o săptămână a răbdării, pentru că începeți să culegeți ceea, ce ați semănat. Și aici vorbim de o dragoste, doar că este o dragoste un pic complicată. De aici probabil și nevoia dumneavoastră de a avea răbdare. este o problemă. Este o dragoste care întâmpină un obstacol. Obstacolul poate fi din partea unei, poate veni din partea unei persoane care se tot implică în viața voastră sentimentală. Poate fi uh, parcă veți căuta o cale și veți judeca totul la rece și foarte corect. Pentru a duce această dragoste, această relație la un alt nivel. Uh, să trăiți această dragoste matură. Aici mi putem vorbi și de faptul că apare o femeie influentă sau o femeie înțeleaptă sau o femeie puternică, puteți fi dumneavoastră sau poate fi o femeie din jurul dumneavoastră care încercă să vă fie alături sau poate dumneavoastră încercați să faceți relația aceasta sau să o vedeți dintr-un alt unghi pentru a, pentru a aduce reușită. Văd că sunteți pe punctul de a descoperi ceva foarte important în săptămâna aceasta vis a -vis de dragoste pe care o purtați unei persoane și în urma acestei descoperiri, să-i spunem așa, veți planifica ceva pe termen lung, dar automat relația aceasta merge la un alt nivel. Povestea aceasta, sentimentele pe care le aveți pentru o anumită persoană. Posibil să aveți de-a face cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn sau cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător, în poziția provocărilor apare regele de spade. Având în vedere că avem curtea în alta curte de justiție, în energia principală și legile de spade, care aduce tot așa o influență, o persoană a statului, fie treceți printr-un proces în săptămâna aceasta, un proces de divorț, de partaj sau apare multă agitație pentru a aranja actele pentru o căsătorie civilă. Poate fi și lucrul acesta sau sunteți îngrijorați de starea de sănătate persoanei iubite. Poate fi și lucrul acesta. Uh, provocarea vine prin ati o atitudine foarte lejeră, distantă, indiferentă, pe care o are persoana iubită față de dumneavoastră. Aici tin să cred că unii simțiți că intervine cineva, fie o persoană uh, din familie, fie o persoană de pe la locul de muncă, ori simțiți că sunteți strădați, sunteți înșelați, poate fi și varianta aceasta, doar că văd că veți căuta uh, adevărul. Veți căuta informații, detalii și să știți că veți afla. Poate fi doar un uh, sentiment așa confuz, pentru că poate ați fost mai neglijați în ultimul timp. Uh, ori aici există o relație de trio și nu știți cine va câștiga teren în situația aceasta sau dacă va avea uh, viitor relație pe care o aveți dumneavoastră. Pentru că persoana iubită tinde să se ascundă cam mult, se poartă foarte frumos când e în preajma dumneavoastră, dar nu simțiți acea sinceritate, fiind o persoană care se implică foarte greu emoțional. Ce surprize vă așteaptă? Aici avem nouăle de monede care aduce un succes sentimental, o reușită. Foarte posibil să puneți accent pe dumneavoastră, văd realizare foarte mare sentimentală. Faceți o schimbare la dumneavoastră și atrageți persoana iubită Poate au fost multe discuții, multe nemulțumiri în trecut și s-au cerut anumite lucruri care nu s-au realizat. Dar nemulțumiri adunate și de aici s-au schimbat lucrurile, s-au schimbat, s -au schimbat relația. Sau persoana iubită s-a distanțat, s-a rupt, nu mai iubește ca altă dată. Dar văd că aveți parte de surprize pentru că sunteți dispuși să faceți anumite schimbări pentru a avea parte de liniște, și de o dragoste frumoasă. Aici însă, cred că unii dintre nevastă aveți o legătură cu o persoană influentă, o persoană importantă și aici din nou aveți mai bătăi de cap pentru că fie este o persoană căutată și automat apar, apar geloziile și um, supărările sentimentale, dar văd reușită bucurii, împliniri pe planul sentimental în casă, doar că încă veți mai avea momente în care, să scăpați de această îngrijorare, pentru că și atitudinea persoanei pe care o iubiți se va schimba. Probabil trebuie să atrageți cumva dumneavoastră atenția. Să faceți o schimbare de lux, să vă cumpărați ceva frumos sau pur și simplu să fiți mai indiferenți pentru a o atrage pe persoana iubită înapoi. Ideea e că aveți realizări în săptămâna aceasta. Dacă vor fi să nu împăcări în săptămâna aceasta, avem spânzuratul care aduce o stagnare nu prea se întâmplă mare lucru pentru că nimeni nu face niciun pas. Apar nai în începuturi, este vorba și de o alegere, o răscruce de drumuri, sunt șanse să se îmbunătățească relația, dar, sau mă rog, să apară împăcarea dar depinde cine a provocat această ruptură, cine a pus punct. Dacă persoana iubită a pus punct relației și dumneavoastră tot a tras sau ați încercat să vă împăcați și persoana respectivă v-a ignorat, cred că este momentul să schimbați tehnica. nu mai căutați, nu mai căutați, nu mai sunați, nu faceți nimic, pentru că ajungeți în punctul acesta de plictiseală. Deci parcă v-ați săturat să tot căutați, să tot faceți ceva și să nu se întâmple nimic. În momentul în care parcă treceți cu gândul sau nu mai faceți absolut nimic, apar semne din partea persoanei iubite. De ce? Pentru că o puneți pe gânduri. Ce se întâmplă? De ce nu mai insistați? Doar că nu se întâmplă mare lucru în săptămâna aceasta. De ce să spun, pentru că așteptarea este destul de lunguță, deci nu se întâmplă, trebuie să mai așteptați un pic până când aveți realizare, pentru că acea persoană stă, analizează, meditează și mai apoi va face ceva. Situația se complică în cazul în care persoana pe care o iubiți și cu care vreți să vă împăcați are copii, pentru că acolo foarte greu va da înapoi. Și dacă ar fi să dea înapoi, va fi ceva temporar, nu de lungă durată puteți să vedea face și cu semnul zodiacal pești. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros, avem regina de monede, foarte multă stabilitate în relația aceasta sau nevoia de a avea o relație de lungă durată cu persoana pe care o iubiți. Și să știți că văd realizare aici pentru că sunteți în destin și este o dragoste foarte pură, o dragoste frumoasă, o dragoste împărtășită. Poate fi... Poate fi o dragoste și între două persoane care s-au revăzut după un anumit timp. Poate ați avut o prietenie cu cineva la un moment dat, v-ați revăzut, v-ați reîntâlnit acum, bineînțeles, într-un alt context, posibil ca dumneavoastră să fiți căsătoriți sau persoana cealaltă, dar se reaprinde aici o iubire mai veche sau dragoste pe care o aveți pentru persoana aceasta este foarte mare. Oricum văd că sunteți în destin. Doar că poate fi, pot fi momente în săptămâna aceasta când vă și îngrijorează atitudinea cuiva. În cazul în care aveți copii, poate unul dintre copii nu este de acord cu relația aceasta sau discuțiile pe care le veți avea dumneavoastră cu persoana iubită vor include și copiii, asta în cazul în care aveți și aici apar așa mici nemulțumiri, să spun, mici supărări, tristeți, că poate vă doriți și foarte mult să persoana iubită trage prea mult de dumneavoastră și nu se poate cel puțin nu momentan, că trebuie să aveți răbdare. Oricum pare o săptămână liniștită, nu sunt evenimente majore, dar sunt situații pe care trebuie să le puneți la punct, pentru că aici se cere multă responsabilitate, asumare. Poate persoana iubită se simte vinovată că a intrat în această poveste, doar că vă iubiți foarte mult. Deci, o dragoste frumoasă. Pentru persoanele singure avem regele de cupe, care aduce multă emoție, mult, multe trăiri interioare și multe conversații. Discutați cu foarte multe persoane, dar sunt și uh, anumiți oameni cu care nu veți mai discuta de acum încolo, rupeți prietenii, rupeți legături. Cred că este și nevoia aceasta de a vă îndrepta spre ceva nou, pentru că sunt persoane care nu vă susțin în alegerile pe care le faceți și v-ați lăsat cam mult influențați. Posibil să cunoașteți și persoane semne de apă, rac, scorpion, pești. Văd că aici aveți și tendința ce ori sunteți îndrăgostiți, dar nu sunteți susținuți de o persoană care poate a trăit fără părinți sau uh, o persoană săracă sau o persoană care mânci foarte mult. Um, apare multă falsitate sau uh, v-ați dedicat foarte mult unei foste relații, doar că peste ce nu puteți dumneavoastră trece, este că acea persoană înainte de a fi cu dumneavoastră era o persoană săracă și în suflet și fizic și din toate punctele de vedere ați fost cu el, cu ea, ați ridicat această persoană și după aia v-a părăsit poate. Și sunt situații în care peste care nu puteți trece și aici veți rupe anumite legături pentru a putea cunoaște oameni noi. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!